Meditație la versetul 36. După ce a vorbit, a îngenunchiat. O vestitor al lui Hristos și propovăduitor al Sfintei lui Evanghelii, fă și tu așa, hai să facem și noi așa de fiecare dată. După ce ai terminat ce ai avut de spus oamenilor despre Dumnezeu, întoarce-te apoi și așezându-te pe genunchi, începe să spui lui Dumnezeu despre ei. De la biserică unde ai predicat pe Hristos, nu te du întâi la masă, ci du-te întâi la rugăciune pentru cei cărora le-ai vorbit. De la adunare unde ai mărturisit cuvântul lui Dumnezeu, nu te du întâi să te culci, ci du-te mai degrabă să te rogi fierbinte pentru cei care au auzit Evanghelia acolo. După ce ai închis Biblia, nu deschide gluma, nu deschide râsul, nu deschide vorbele ușoare. Și după ce te-ai despărțit de frați, nu te duce la păcat, nu te uni cu lumea, nu te alipi de Satana. După fiecare vorbă bună, îngenunchează cu dorința să o împlinești. După fiecare vorbă slabă, îngenunchează cu pocăință să te îndrepți. După fiecare mustrare a fraților, îngenunchează cu lacrimi să poți fi iertat. După fiecare despărțire de frați, îngenunchează pentru statornicia lor. După fiecare despărțire de vrăjmași, îngenunchează pentru mântuirea acestora. Când umbli înaintea lui Dumnezeu în genunchi, poți umbla înaintea oamenilor în picioare. Și când vorbești cu Dumnezeu smerit, poți vorbi cu Satana mândru. Nu uita rugăciunea la orice despărțire de cei iubiți. Cât de grăbit ar fi plecarea ta, cât de aproape ar fi drumul tău, cât de mulți ar fi ochii care se uită la tine, nu uita, nu neglija și nu te rușina, roagă-te. Un vechi proverb spune așa: când mergi la război, fă o rugăciune. Când mergi într-o călătorie, fă două rugăciuni. Când mergi să-ți cauți o soție, fă trei rugăciuni, fiindcă oriunde mergi există primejdii. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne poruncește tuturor: rugați-vă neîncetat, fiindcă în orice vreme poate să vină un cutremur, în orice loc poți fi primejduit și în orice stare ai nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu. Deci nu uitați de rugăciune în nicio vreme, în orice loc și în orice stare ați fi. Moartea și neprevăzutul pot veni oricând. O, Mântuitorul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, taina Evangheliei tale și puterea apostolilor tăi, slavă veșnică ție! Tu care ai fost trimis de Tatăl Ceresc, în al cărui nume ai venit, al cărui cuvânt l-ai spus și a cărui putere te-a însoțit, slavă veșnică ție! Tu, Cel ce ai venit în lume să aduci răscumpărarea lumii din osânda veșnică a păcatului și ai lăsat cuvântul acestei răscumpărări să se vestească tuturor, pentru ca oricine îl va crede și îl va primi să aibă prin credința în tine viața veșnică, slavă veșnică ție! Te rugăm, Doamne, îmbracă-i puternic pe toți trimeșii tăi cu toată armătura Duhului Sfânt și cu toată plinătatea revărsării sale, pentru toată munca și lupta pe care trebuie să o ducă ei pe pământ pentru tine și contra diavolului.
Te rugăm în toți aleșii tăi, pune puternic și păstrează aprins focul unei conștiințe de răspundere și de datorie față de tine, față de adevărul tău, față de biserica ta și față de seminii lor. Dă-le genunchi pentru rugăciune și dă-le neîncetat un aprins îndemn să se roage în orice vreme. Dă-le ochi pentru lacrimi și dă-le neîncetat puterea lacrimilor, ușurarea lacrimilor, rodul lacrimilor. Dă-le mâini harnice, pricepute, iubitoare pentru lucrul sfânt, pentru binefacerile ascunse, pentru pâinea cinstită. Și apoi dă-le, Doamne, o gură înțeleaptă la vorbire, blândă la mustrări, caldă la chemări, curată la sărutări, înfrânată la râs, cumpătată la mâncări și sfântă la rugăciuni. Atunci mărturia lor despre tine va fi binecuvântată și vrednică, slujba lor strălucită și pilda lor va fi urmată de mulți și mulți, în veac și în veac. Atunci numele tău va fi înălțat prin ei, Evanghelia ta va fi strălucit propovăduită prin ei, ascultătorii lor vor crește în număr, în frumusețe și în roade, iar lumina lor va merge mereu crescând ca strălucirea soarelui spre amiaz, cum scrie cuvântul la Matei 13:43, la Daniel 12:3. Și toată slava pentru toate acestea să ți se aducă numai ție, Dumnezeul nostru, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin.